Temperaturile de primăvară părăsesc țara, în timp ce se instalează frigul polar. Vremea se va răci de la o zi la alta, iar probabilitatea pentru precipitații crește în ultima decadă a lunii ianuarie. Fenomenele de iarnă și-au făcut deja apariția în unele regiuni din țară, unde a căzut Lapoviță și Ninsoare. În zona de sud, valorile termice se mențin ridicate, iar meteorologii spun că există posibilitatea apariției mult așteptatei zăpezi și la Giurgiu. Pentru următoarele zile la Giurgiu, respectiv pentru weekend, temperatura va continua să se răcească ușor. Vom avea minime în jurul valorii de minus 7, minus 8 grade, iar maxime în jurul valorii de minus 5. Acest weekend va veni cu precipitații mixte, dar și cu zăpadă. Pentru săptămâna viitoare, prognoza arată o încălzire a vremii. Maximele diurne vor atinge în medie 3-4 grade Celsius și aproximativ minus 3 grade Celsius pe timpul nopții.